Un găsit, un cutremur puternic ar face prăpăd în România, arată studiile specialiștilor. Cât despre București, problemele ar fi și mai mari din cauza solului instabil. Jurnaliștii Adevărul au consultat și o hartă de seismicitate a României, făcută după cutremurul din 4 martie 1977, care ar da fiori oricui ar consulta documentul. Practic, imediat după cutremur, specialiștii în construcții împreună cu cei de la Centrul de Fizică a Pământului au luat în calcul o sporire a siguranței construcțiilor, care se ia în calcul un seism de 8,5 la 9 chiar pentru orașe precum Iași, Zimnicea și Roșiorii de Vede. Pentru zona Vrancea, în special Focșani și Panciu, standardul decretat de specialiști pentru viitoarele construcții trebuia să țină cont de posibilitatea producerii unui seism numai mic de 9 pe scara Richter. Și Gheorghe Mărmureanu arată că în București, din cauza solului, clădirile înalte nu au stabilitate. Putem așadar să ne gândim ce s-ar întâmpla, Doamne ferește, în cazul unui cutremur asemănător cu cel din 1977, în fața căruia nu suntem pregătiți, din păcate, nici în acest moment. Vă prezint invitații în legătură telefonică directă cu noi. Este chiar domnul Mărmureanu, director onorific INFP, iar în legătură directă prin Skype sunt doamna Monica Tatoiu și domnul Anton Hader. Domnul Hader este prorector al Universității Politehnica din București, se ocupă de rezistența materialelor. Nu întâmplător este domnul Hader de asemenea alături de noi în această discuție, așadar vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația noastră și aș adresa prima întrebare către domnul Mărmureanu. E un document mai vechi, așadar, care lua în calcul producerea unui cutremur chiar și de 9, dar cum se interpretă pentru început un astfel de document? Faptul că se lua cumva în calcul orice situație, oricât de rea ar fi ea, ca să suflăm și ni iaurt, sau pur și simplu în România este posibil un cutremur atât de mare? Bună ziua! Situația e puțin mai complicată cu cutremurul românești, pentru că în ultimii 2-3 ani avem, în momentul de față, Institutul Național de Fizică a Pământului, o rețea puternică, făcută împreună cu cu baza militară Patriot în Florida și cu colegii noștri din Germania. Rețeaua aceasta pe care o avem monitorizează tot ce se întâmplă în această parte a lumii. Este, dacă vreți dumneavoastră, ultima noutate și, de fapt, ce suntem introduși în sistemul european de monitorizare a cutremurilor. Situația nu e chiar așa, în sensul că solul. Știți dumneavoastră că un arhitect, un proiectant poate proiecta sau construi, dacă în ultima instanță, constructorul, pe orice și pe apă. Numai că Bucureștiul are zone diferite, structura terenului care este un teren moale în general, pentru că, de exemplu, ultimele sute de metri sunt structură obișnuită a terenului, adică nisipuri, argile, undeva foarte jos, da. Dar asta este greu să iei în calcul când nu știi unde chiar această adâncime foarte mare. Dar chiar dacă am găsit, ar fi, mă gândesc la faptul că ar putea fi un foraj de 3, 4, 5 km sau mai departe. Vedeți, lucrurile nu sunt chiar așa cum sunt prezentate de... Și apoi trebuie să știți că în București, de-a lungul anilor, s-au proiectat clădiri la diferite intensități. Au fost și 7 înainte de 1977. Intensitate 8, 9. Ori la 8-9, accelerația este cu totul altceva. Adică variază de la 0-1G până la 0-4G sau 0-3G. Vedeți, aici sunt probleme. Mai departe, și exemplu, au apărut chiar acum, și acum 2 ani, am avut o discuție cu un constructor care vrea să facă clădiri folosind oțelul. Oțelul, structura de oțel, este o structură flexibilă. Bucureștiul are perioade mari de vibrație, 1,7 chiar până la 2 secunde. Exact cum cine știe, la 4 martie 1977, clădirea telefonului în centrul de acolo a fost făcută praf. Deci noi am fi pregătiți la cum s-a construit în ultimii ani, am fi pregătiți, Doamne ferește, în fața unui cutremur? Eu spun că da, numai că treaba este
totul omogen. Sunt clădiri care sunt foarte bine făcute, unele care au rezistat și la mai departe, și altele nu știm ce cutremur va putea să fie. Pentru că, făcând o statistică, luând la 1700 până acum, avem diferite cutremuri la diferiți ani și sunt totuși niște ani care, dumneavoastră, să știți că eu personal am consultat și biserici, mănăstiri, structuri, adică peste tot, inclusiv când trupele turcești erau undeva în Balcani și multe altele. O structură care, de exemplu, dacă luăm un cutremur foarte mare, 1736, 1802, a fost un cutremur foarte mare, dar a fost foarte adânc. Când s-a simțit de la Moscova până la Cairo. E posibil, domnule Mărmureanu, să ne confruntăm cu un astfel de cutremur? Dacă ne bazăm pe studiile ciclicității, pe faptul că au mai fost cutremure mai mici în ultima perioadă, putem să facem vreo oarecare predicție? Păi asta încercăm acum să vă spun. Cutremurile care au fost catastrofale pentru România, 1736, 1836, 1940, deci după 100 de ani de la 1836, face 40-77. Da. 77 a fost un cutremur puternic, dar a fost un cutremur care a distrus, practic, ce nu terminase cel din 1940. Dacă luăm așa statistic și ca o distanță dintre marile cutremurile, 37-40 sau mai știu cum, ajungem că nu este chiar momentul acum prietenic pentru un cutremur puternic. Putem să stăm liniștiți? Deocamdată da. Ei, asta e o veste bună pe care ne-o dați eu, domnule Mărmureanu, măcar să stăm cât de cât așa mai liniștiți. Stați un moment. Lucrurile sunt puțin complicate, pentru că a început un alt, adică este un alt factor, dacă vreți, stresant, dacă vreți așa mai departe, deci comunitatea europeană ne-a îndobat într-un studiu al zonei seismice Marea Mediterană și toată zona asta panonică de aici, din cauza dumneavoastră marilor efecte care au loc în Africa. În momentul de față, Africa practic este dezlipită, e ruptă, nu în două părți, dar în orice caz pe porțiuni mari. De exemplu, în Kenya, în partea de jos, autostrada aia este crăpată, adică este ruptă pe distanță, deci pe lungul așa, de circa 10-15 metri. Iar jos este apă. O treabă asta începe absolut după Etiopia, din partea de sus și mai departe, și mai este foarte puțin până să ajunge la partea de sud Africa. Asta e un alt aspect. Da, și din este păcate, un proiect european. Da. Vreau să vă spun că este lansat un proiect european cu această problemă. Da, e clar că vom mai ataca acest subiect. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Mărmureanu. Măcar bine că am primit o veste bună, pentru că dacă e să vorbim despre reabilitare, iată, domnule Hader, auzeam ieri că podul de la Cernavodă, după atâta vreme de când a fost dat în folosință, abia acum intră în reparații capitale, ceea ce nu e normal. Dacă e să vorbim de structurile mari din România. Foarte interesant va fi să abordați un asemenea subiect, pentru că nimeni nu l-a mai abordat în ultima vreme și uite, mâine, poi mâine, se face 4 martie și se vor împlini 44 de ani de la marele cutremur despre care vorbea și domnul profesor Mărmureanu. Nu știu dacă sunt de acord cu domnia sa că putem să stăm liniștiți. Dimpotrivă, eu aș zice că după 40 și ceva de ani de la marele cutremur pe care l-am trăit și eu și părinții dumneavoastră, ne putem gândi că oricând poate să apară un cutremur. Nu sunt semne concrete în acest sens. Faptul că se produc cutremure mai mici e bine într-un fel, că scoarța mai lucrează, se mai detensionează, se mai depresurizează, dar nu putem să spunem că în scurtă vreme nu va veni un cutremur mai mare. Sau nici nu putem spune că nu va veni, nici că va veni. Nu putem anticipa cu precizie foarte mare acest lucru. Nu putem anticipa, dar putem să ne pregătim. Știți cum e? Asta e problema. Foarte bine ați anticipat dorința mea de a acționa în acest sens. Suntem noi pregătiți pentru un eventual cutremur? Spre exemplu, în domeniul școlilor. Știm foarte bine că sunt o groază de școli în capitală și nu numai, care suferă din cauza
unei stări precare vis-a-vis de rezistența la cutremur. Sunt și alte clădiri pe care ar trebui, din punctul meu de vedere, să le reinvestigăm în ceea ce privește starea de integritate a acestor structuri de rezistență, pentru că au probleme majore. Ați arătat în imaginile pe care le-ați prezentat anterior clădiri care te înfioară numai când te uiți la ele. Există chiar o clădire undeva în centrul capitalei, n-am să vă spun unde, ca să nu-i sperii pe cei care stau acolo, care trepidează, se simte trecerea oricărui tramvai și toată lumea mă întreabă cu ce se rezolvă o asemenea situație. Se rezolvă sunt oameni care locuiesc în ea. Nu e, sunt... Se rezolvă? Nu, s-a golit în ultima vreme. Mai sunt câteva entități care lucrează, este clădirea statului. Și aha, a cam plecat lumea, dacă m-au întrebat acum vreo 7-8 ani și atunci nu s-a mai făcut nimic, să știți. Le-am spus că se rezolvă cu rugăciuni. Adică se înseamnă să nu te prinde cu tremurul acolo. Doamne, și ferește! Vorba noastră, tot asta. Deci asta ne îngrozește, doamna Tatoi, cum adică se rezolvă cu rugăciuni? Păi da, noi pe oamenii pe care i-am ales, toți, miniștri, primari, de-a lungul timpului, i-am ales degeaba. Haideți zona seismică nu se reduce la București, Purmătura, Buzăului. Noi mai avem o zonă seismică, eu fiind timișoreancă, vă spun, am prins niște cutremure în zona Parța, care coboară până în zona Croației. În Croația ați văzut ce s-a întâmplat. Problema cea mai mare este lipsa unei calități a controlului în construcții. În București s-a construit și bine, cum spunea domnul Mărmureanu, dar s-au făcut construcții pe bandă rulantă cu materiale ieftine, care oricând, ați văzut ce s-a întâmplat în Turcia, ați văzut ce s-a întâmplat în Albania, au fost cutremure, da? Și ce s-a descoperit? Că s-a construit prost și multe clădiri n-ar fi trebuit să cadă dacă erau respectate normele. Despre asta vorbim și mai există un mare pericol. Dacă la un incendiu la Constanța o femeie a murit pentru că n-a venit scara, vă dați seama ce s-ar întâmpla în București dacă ar fi un cutremur? Ar muri mai mulți oameni din cauza bramburelii decât din cauza morții sub dărâmături. În 1977 vă spun că Ceaușescu a scos armata, pe care acum nu mai avem. Cine va scormoni sub dărâmături? Avem noi un inspectorat al destituat pregătit cu spitale, cu tot ce trebuie. Va fi un dezastru. Și mai e o problemă, domnule Hader, avem și noi în imagine acele celebre buline roșii care au fost montate undeva în anii 90, dar știm că în foarte multe cazuri aceste buline au fost scoase de pe bloc de către proprietari, tocmai pentru a-și putea vinde apartamentele, adică au fost făcute și niște, și blocurile noi, ca să nu mai spunem unele dintre ele și alea construite într-un mod discutabil. Deci avem foarte multe clădiri despre care nici măcar nu știm că sunt într-o scară de risc și cu toate acestea au cumpărat apartamente acolo. Domnule Hadar. Cea mai mare parte a clădirilor cu risc seismic este cunoscută, cea mai mare parte, dar în România și în București în special sunt multe clădiri care sunt necunoscute din acest punct de vedere. Prea multe față de cât ar trebui să fie. Însă aici trebuie reinvestigată situația. După datele mele, pentru că am lucrat și în compania municipală Consolidării, care se ocupă de aceste clădiri cu risc seismic, de reconsolidarea acestora sau de îmbunătățirea acestora sau de trecerea în siguranță a unei clădiri. Pentru că, atenție, este foarte important să o treci în siguranță, să nu te plimbi pe stradă și să scadă cine știe ce zid în cap, pentru că avem și clădiri de acest tip. În ultima perioadă s-a mai mișcat treaba. În ultimii 2 ani de când a apărut această companie, vreo 20 și ceva de clădiri, unele dintre ele de mari dimensiuni, au fost întărite, au fost consolidate. Dar Bucureștiul are încă vreo câteva sute care așteaptă. Ba chiar s-au trezit cetățeni care au clădiri private, care au venit la această companie și au încercat să miște lucrurile. Acum, nu știu ce interese sau intenții are domnul primar, pentru că, după părerea mea, compania aceasta trebuie să continue activitatea. A început o serie de activități și de vreo 2 luni de zile nu mai lucrează, pentru că se pare că nu mai sunt bani din acest punct de vedere. Acolo sunt vreo 600 de muncitori
doamna Petrealu, care așteaptă doar o singură decizie. Imediat ce au auzit că această companie nu mai continuă, vor pleca din țară și sunt oameni deosebiți, vreo 650 de muncitori, da, care mai de care interesant mai ce spuneți, interesant ce spuneți, tocmai pentru că aceste companii au fost foarte blamate. Vă rog să pe domnul ministru Noica. Da. Poftiți? Da, au fost foarte blamate aceste companii care au fost create de primărie și unele dintre ele... Petrearu a făcut ceva. Unele dintre ele s-ar putea desfința, dar poate că acolo unde este cazul, domnule Hader, ca o astfel de instituție să fie păstrată, sper ca ea într-adevăr să fie păstrată. Mergem mai departe, după publicitate, vorbim despre un scandal cât casa la Facultatea de Drept. Vedem despre ce este vorba, o metodă nouă de copiere la examen. Despre asta este vorba, în câteva momente discutăm. Suntem în era tehnologiei, cine a prins vremurile mai vechi în care se folosea copiuța aceea, o hârtiuță tăiată și pe care o foloseai în fel și chip pe sub mânecă, mai știu eu cum, la lucrările scrise. Ei, lucrurile astea nu se mai întâmplă acum, pentru că, evident, avem tehnologia la dispoziție și cu telefonul poți să copiezi foarte ușor. Fix asta au făcut și 49 de studențe din anul întâi de la Facultatea de Drept a Universității din București. Au fost propuși pentru exmatriculare pe motiv de fraudarea mai multor examene. Mai exact, studenții respectivi au comunicat pe WhatsApp metode de copiere pentru examenele online. Situația este cu atât mai gravă cu cât vorbim despre oameni care sunt școliți să devină magistrați, avocați, procurori, juriști, notari și așa mai departe. Haideți să vedem ce s-a întâmplat acolo și apoi comentăm cu invitații. La mai multe examene din sesiunea de iarnă anului întâi, pe două grupuri de conversație, în timpul examenelor, subiectele de examen erau rezolvate în comun de către studenți, membri ai acelor grupuri de conversație. Nu toți studenții, cei care au participat, au manifestat în felul acesta contribuția lor la rezolvarea în comun a unor subiecte de examen care trebuiau rezolvate individual. Ca să nu se mai întâmple, cred că regulile ar trebui să funcționeze eficient. Și, spre exemplu, atunci când se identifică prin dovezi certe că s-a încălcat regulile de examinare, trebuie aplicate sancțiunile prevăzute pentru asemenea încălcări. Dorim să transmitem că Facultatea de Drept rămâne fidelă valorilor pe care se întemeiază dreptul. Da, avem două cadre didactice alături de noi în legătură directă prin Skype. Doamna Tatoi a predat atâta vreme matematică. Doamnă, vedeți, evoluează tehnologia, evoluează și metodele de copiat. Eu mi-amintesc că tot la Facultatea de Drept, la un moment dat, prin anii 80, au fost arestați nu știu câți profesori pentru că au vândut subiectele la admitere când erau 10 pe loc la drept. Acum, știți ce se întâmplă? Problema este că studenții întotdeauna vor încerca să copieze. Da? Întotdeauna vor exista o gașcă. Da? Este hoții și bardiștii. Ei încearcă să copieze, tu trebuie să găsești metodele prin care să-i împiedici să fac chestia asta. Copiii încearcă să copieze. Absolvenții încearcă să-și facă diplome false de doctorat. Este responsabilitatea unei instituției de învățământ să-i sancționeze, dar nu să-i îndepărteze. Dacă au fost atât de inteligenți încât să folosească internetul, trebuie să utilizeze, așa cum faci cu hackerii. Nu? Trebuie să găsești o formulă să-i ajuți să o ia de la capăt, să învețe din chestia asta. Eu niciodată n-am fost de principiu să îl dau afară, îl exmatriculez. Trebuie să-i dai unui tiner a doua șansă, mai ales dacă a fost inteligent și a găsit metode. Eu așa am gândit la matematică și da, așa mi-am sănătate. Poate ar trebui atunci, domnule Hader, un bonus și pentru faptul că au lucrat împreună, pentru că nu e așa, s-au chinuit un pic, adică au făcut un grup să lucreze împreună, e ceva să lucreze în echipă. E una tu. Este când acțiunea e cu caracter constructiv. Din păcate, vreau să știți, doamna Petrearu, că semnalul pe care l-am dat eu și la dumneavoastră în emisiune și în alte locuri n-a fost luat în seamă. Am cerut ca măcar examenele să fie susținute față în față dacă școala nu putem să le facem decât în sistem online sau mixt. Nu s-a putut că, uite, pandemia are rigurile ei. Să știți că oricât ne-am chinuit,
rețele de acest tip se vor crea. S-au creat și în domeniul ingineriei. Vreau să știți că WhatsApp-ul lucrează în sens destructiv în acest moment. Se angajează tineri care sunt foarte valoroși, adică sunt plătiți, ca să zic așa, și aceștia rezolvă subiectele. Eu am avut 30 de studenți, toți au primit câte 3 subiecte și totuși nu le-am dat la altcineva. Am avut studenți care le-au rezolvat perfect. Mâine i-aș lua asistenți, le-am spus, dar care habar n-aveau un cuvânt de ceea ce au scris. Ei, evident că și eu i-am picat pe aceia, pentru că nu m-au lămurit deloc. Noroc că la Politehnică am îndrăznit să cer, între ghilimele asta, pentru că studenții în primă fază n-au vrut, s-au opus să fie orice examen care în forma lui normală, față în față, era scris. Am cerut ca toate examenele se poate avea și o componentă de tip oral, ca să-l întreb ce a scris acolo, ca să mă conving dacă este paternitatea studentului. Și iarăși, cum vă spuneam, am prins și eu studenți care fie au fost ajutați de profesori. De profesori, deci practic profesorul îi ajută să deci, copieze, doamna, păi doamne iartă-mă. Doamna Petraru, eu așa cum mi-a rămas de la biroul ăsta unde sunt, mi-a rămas în cap zgomotul scos de un pix care îi scria răspunsul unui student care nu știa nimic și făcuse de 10. Și el se făcea că aveau voie să se uite pe foi, doamnă. Pentru că aveau cursurile pe bănci. Zice, da, domnul profesor, stați acum. Și în momentul ăla se auzea un pix care îi scria răspunsul. Iar întrebările le-am dat din ce în ce mai grele și răspunsurile, cât erau ele de grele, erau date impecabil. Omul acela n-avea cum să știe cursul atât de bine. Deci iată, eu bănuiesc că chiar și colegi de-ai mei, dar repet, cazuri izolate. Nu bag mâna în foc, poate fi un student de excepție, cel care a venit acolo. Deci ne furăm căciula, doamnă. Aici e problema. Unii tineri au înțeles că mai merge și așa, dar ce faci în domeniul medicinii? Ce faci cu inginerul care face calcule păi de existență? Păi tocmai ajungem pe mâna unui doctor care a copiat și care ne hăcuiește, doamne ferește, sau ajungi pe mâna unui avocat sau unui judecător deci, care nu știe carte, supărat. Că asta n-ar fi mare lucru a unui judecător, a unui procuror, deci, că ăștia care nu știu carte, i-am tot descoperit și care... De asta au și făcut abuzuri ca să-și ducă mai departe acele documente subțiri pe care nu aveau cum să le treacă rămâne altfel în instanță. Rămâne să dăm examenele față în față, doamna Petraru. Da, nu merge. E o idee. Nu merge, nu se adună nimic, credeți-mă. De aceea la Politehnică vom da examenul de admitere la facultate față în față. E o idee bună. Să nu mai vină gromolii, mă, val 3, valul 4 și da, așa mai departe. Revenind după publicitate, aș vrea să vă mai propun un subiect spre discuție. Se văd efectele celor petrecute anul trecut, faptul că foarte mulți pacienți cronici nu au avut cum să aibă acces la sistemul de sănătate. Se vede acest lucru. A crescut enorm numărul cazurilor de TBC în România. Vin cazuri foarte grave la Marius Neast aici în București. Vedem despre ce este vorba în câteva momente. Doamne ferește să fie avut și alte probleme de sănătate în afară de COVID. Sistemul de sănătate românesc a fost luat cu asalt de bolnavi de coronavirus, în timp ce pacienții cu alte boli au așteptat să fie și ei băgați în seamă. Am ajuns să avem spitale goale non-COVID, susțin ce de la Adevărul. Și nu sunt singurele probleme din sistem. În perioada pandemiei au crescut de 4 ori cazurile de TBC în România, se arată într-o analiză Newsweek. Acum oamenii ajung târziu la spital și cu forme grave ale bolii. Și managerul Institutului Marius Neasta din București, Beatrice Mahler, a cerut ca pe fondul scăderii numărului de pacienții cu COVID-19, unitățile medicale să se redeschidă și pentru restul pacienților. Aceste lucruri se văd deja acum, doamna Tatoiu, vedem efectele celor petrecute anul trecut. Într-adevăr, noi nu știam cum se manifestă această boală, dar acum deja să mai ții spitalele închise pentru cei care nu au COVID. De deja, ce să mai faci asta? Deja de prin 2019 s-a observat, am citit, de o recrudescență a tuberculozei, care eu știam că prin 90 a fost eradicată în România. România asta pe spune... primul loc în lume. Vedeți, am avut problema cu rujeola, la fel. Ideea e următoarea, despre oamenii bolnavi de cancer, despre cei bolnavi de rinichi care făceau dializă, toți acești bolnavi cronici au fost lăsați deoparte și ce este mai grav, pe mine asta mă sperie, Casa Națională de Sănătate, unde se varsă contribuțiile la sănătate, de acolo s-au luat banii și vor să mai ia bani privați ai cei care și-au plătit, cum și-au plătit contribuția la pensie și au plătit contribuția la sănătate. După 2090 vor fi mai puțini bani
pentru programele pentru bolnavii cronici, vor fi mai puțin bani la buget pentru programele naționale de sănătate. O să apară alte priorități. Deci, în România s-a murit cât s-a murit de COVID. Dar ce ne așteaptă în criza asta economică și în lipsa de reacție rapidă la nevoile de sănătate ale românilor, va avea un impact catastrofal în legătură cu criza economică care vine. Asta pe lângă criza economică și pe lângă problemele pe care le pomeneați mai devreme și dumneavoastră, domnule Hader, faptul că avem o generație întreagă de elevi, de studenți care vor avea de suferit pe termen lung din cauza acestui an în care nu s-a făcut școală. S-a făcut, vedem și noi cum. Da, s-a greșit și aici, din punctul meu de vedere, pentru că ne-am concentrat prioritar pe COVID, pe găsirea unor soluții de sprijin, de spitalizare, de tratament a celor care au fost depistați ca intrând în această arie atât de păcătoasă a acestui virus. Și nu pot să nu vă spun că am avut odată o discuție cu un medic chirurg care mi-a zis: stamă acum că n-am luat bisturiu în mână și am operat de vreo 2 luni de zile, dacă mai mă țin ăștia 2 luni de zile fără să operez, uite și ce am învățat până acum. Pentru că omul era proaspăt pus în funcția respectivă, în meseria respectivă. Practic n-am mai operat o perioadă. Cei care aveau alte boli trebuiau să fie tratați corespunzător. Ori spitalele cam toate au fost concentrate pe COVID sau erau spitale de rezervă sau erau spitale în care, eu știu, nu s-a dat undă verde. Știți bine că mulți pacienți au suferit din aceste motive. Vorbea doamna profesor Tatoiu de cei care au cancer sau alte boli grave, boli cronice, s-au îmbolnăvit tare rău. Mulți dintre ei chiar au ajuns în spitale luând COVID-ul de pe stradă și s-au prăpădit pentru că au ajuns să fie victime ale acestei decizii, după părerea mea, pripite. Trebuia să mergem la oaltă cu tratamentele pentru bolile normale, bolile cronice. Nu, s-a greșit pentru că ne-am speriat tare rău de COVID, ceea ce nu poți să le impuți, pentru că e normal, nu e nici asta. Da, și acum vedem efectele, din păcate, și le decontăm cum putem. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine, le mulțumesc invitațiilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Știri de la Fix cu Ștefan Pășcuță, sunt Irina Petraru, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!